și au irosit prin Marius Nicolae două contraatacuri foarte, foarte periculoase. Vedem execuția lui Rusescu, golul cu numărul 13 din acest sezon. Apoi au venit două lovituri de colț bătute de Borceanu și fructificate perfect de Valentin Iliev. Putem spune asul din mâneca lui Mihai Stoichiță la acest derby. Două goluri parcă trase la Indigo. Iliev mereu s-a desprins de lângă fundașii lui Dinamo. Țucudean a închis tabela în ultimele minute cu un șut la colțul scurt, primul său gol într-un derby de România. Așadar, Steaua Dinamo se încheie 3-2. Urmează Digisport special cu Vali Muraru și Ilie Dumitrescu. George Dobre și Lucas Socol, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digisport 1. O seară excelentă. La revedere, pe curând. Gâmbir, berea fotbalului românesc. Îți dăm puterea de a alege informat. Alege național, alege local, alege Digi24.